así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați respectatori! Invitatul nostru e domnul doctor Martin S. Martin, cetățean american, dar nu numai american, domnule doctor, pentru că dumneavoastră sunteți și cetățean român. Așa cum a fost întotdeauna. American din ce an sunteți? 1985. Până în 1985 ați fost doar cetățean român și v-ați numit cum? Martin Ștefan Constantinescu. Medic, chirurg la spitalul Fundeni din București. Mă rog, Fundeni e numai unul. La spitalul Fundeni, clinica de chirurgie cardiovasculară. Ați și scris o carte împreună cu Dora Petrilă despre istoria spitalului Fundeni, plină de povești fabuloase. Era în anul 2004, când a fost aniversarea de 45 de ani de existență a spitalului. Motivul pentru care am insistat să se facă aniversarea era că mulți dintre cei mai importanți pionieri în diverse domenii, glorii medicale în România, trecuseră bine la vârsta bătrâneții și ne temeam că nu vor putea fi sărbătoriți în viață. Și în ultimii ani ați publicat în serie cărți la editura Humanitas, America povestită unui prieten din România, o carte a dumneavoastră care a avut succes, America la răscruce, dialog transatlantic cu Cristian Pătrășconiu și cu mâna pe inimă, dialog cu Corina Negrea. Da. Domnule doctor, v-am descoperit de curând la Ateneul Român, la o conferință în seria de conferințe organizate de Fundația Humanitas Agva Forte și Filarmonica Română. Și ați vorbit despre viitorul medicinii. Viitorul apropiat și viitorul îndepărtat al medicinei, așa cum poate fi ghicit că va fi în secolul 21. Ați intrat în Fundeni la ce vârstă? Întâi ca intern, la 26 de ani. După ce am completat internatul, la terminarea primului an de rezidență, în loc să fim lăsați să mergem până la completarea de 3 ani, am fost obligați fiecare să ne ducem la posturile noastre. Și ați plecat la Tulcea. Nevasta mea pentru anestezie, eu pentru chirurgie. Am stat acolo un an, ne-am întors un alt an și ne-am completat rezidența și apoi am plecat definitiv. La Tulcea? Da, acolo erau posturile noastre. Ca după încă un an să apară un post de învățământ la Fundeni, am dat concurs, am câștigat postul și eu am venit și mi-ar a urmat la interval de un an jumătate, la Spitalul Filantropia, la Institutul Oncologic, unde a fost anestezistă până a plecat din țară. Și în America a mai fost anestezistă? Nu. Ea a devenit medic internist și eu din chirurg cardiac am devenit cardiolog intervențional. Deci în 85, când ați plecat, aveați câți ani? 42. Cum s-ar numi filmul pe care l-am face despre viața dumneavoastră? Două țări, două vieți, două nume. Două țări, două vieți, două nume. Eu aș fi propus un alt titlu, dar e deja dat. Nașul, pentru că am aflat la Ateneu pe scenă că sunteți, acum telespectatorii o să vă privească altfel, sunteți nașul lui Andrei Pleșu. Da, noi l-am cunoscut pe Andrei foarte devreme, când el era student. Tata lui era șeful secției de chirurgie în orașul Tulcea. Doctorul Radu Pleșu, un om de suflet și sentimental, a operat multă lume și a făcut mult bine. Dar și fizic la fire, Andrei seamănă cu unul. Care ce era? Era casnică, fusese funcționar. Era o gospodină fabuloasă, o femeie plină de farmec, cu umor și care era forța în familie. Așa că acolo ne-am cunoscut, ne-am plăcut unul pe altul și de atunci de câte ori ne duceam la București, ne întâlneam. Anii au trecut, Andrei a ajuns la sfârșitul facultății, ne-a prezentat-o pe logodnica lui și ne-a spus că vor să fim nașii lui, ceea ce pe noi ne-a onorat. Și ați fost naș? La ce biserică? La Sfântul Silvestru, aproape de Spitalul
Cantacuzino. Dar a mai fost un titlu de film cu nașul, Un naș timid și cum se cade. Nu-l știu. Era o comedie, dar dacă ar fi să alegeți pentru dumneavoastră două epitete, ce ați alege? Un naș? Încăpățânat. Și? Calm. Dar vă spun un lucru, orice om care vă privește își dă seama ce ascunde calmul ăsta. E adevărat. E adevărat, un om calm și ascunde emoțiile, frica, tracu, neîncrederea, dar dacă ți ascunzi emoțiile și te concentrezi, ajungi mult mai repede unde trebuie să ajungi decât pierzându-ți timpul ca să le descrii. Întârzi a ajunge la concentrarea de care ai nevoie ca să faci lucru. Deci aveți totuși stofă de chirurg, ceea ce ați și fost până în 85. Și în cardiologia intervențională americană, viața e foarte apropiată de viața unui chirurg. Dacă ar fi să începem filmul cu un pregeneric, unde stați în America, într-un orășel sau e oraș? Orașul de bază este, da? Chattanooga, care are... Cum? Chattanooga. Chattanooga. Da. Care are 300.000 de oameni. Da. Dar un oraș vecin, numit Sunny Daisy... Câți locuitori are? Probabil 15.000. Și v-ați retras în Sunny Daisy? Nu, acolo trăim. Avem o casă acolo? Pe malul unui lac... Ca să ajungi la ea trebuie să ieși din autostradă și să mergi vreo 5 km prin pădure. Da. În zona aceea avem cerbi, căprioare, avem vulpi negre și roșii, vulturi. Și treceți prin zona asta de pădure în fiecare zi când mergeți acasă? Da, și trebuie să fii foarte atent să nu lovești căprioarele, fiindcă mai ales cele tinere traversează fără niciun fel de gândire pentru pericol. Și ne oprim cu mașina ca să le salutăm, să le lăsăm să treacă, mai ales puiuții Bambi, cum le spune în America, a căror culoare e diferită, au petele acele albe pe fondul maron al blănii și care dispar pe măsură ce se maturizează. O dronă filmează în plonjer o pădure cât de mare? Mare! Se întinde pe zeci de hectare, peste mai multe dealuri. O mașină care trece prin pădure, ce mașină? Mașina mea favorită este un truck, o camionetă. Are haz să conduce o camionetă. Vi s-a părut că imaginea Americii... E apropiată de imaginea Americii, mai ales din statele din sud. Și Tennessee este un stat din sud. Da. Deci camera de filmat, drumul șerpuit, camioneta, coborâți și casa are gard sau e direct deschis tot în pădure? Casele americane n-au gard. N-au gard. No. Și de la casă până la lac, cât faceți? Coborâm o pantă de vreo 70 de metri. Și aveți ponton? Aveți acces la lac? Avem ponton, avem două bărci, una mare de 20 de persoane pe pontoane, cu aer care e așa făcută pentru excursii de grup și o barcă mai mică. Mă vin facem... grupuri din România, grupuri organizate. Nu, locale. Și când avem o petrecere trebuie să facem... Să-i împărțim în serie și să-i plimbăm cu vaporul, fiindcă sunt mult mai mulți. Și lacul e mai mare decât lacul Snagov, să zicem? Cel puțin cât Snagovul, e mult mai puțin circulat și rezultă dintr-un pârâu care se vărsa în râul Tennessee, care a fost îndiguit aproape de orașul Chattanooga. Și Chattanooga ce însemna? Față de râul Tennessee, un trib care se numea Choctaw trăia la sud, și un trib care se numea Cherokee trăia la nord de râu. Nuga, în limba Cherokee, înseamnă sat sau oraș. Și se pare că Choctaw Nuga, care însemna satul tribului Choctaw, a devenit prin modificare ulterioară Chattanooga. Numele e foarte cunoscut în cauza unei celebre melodii scrisă de Glenn Miller. Chattanooga Chuchu. Cum sună melodia? Tell me, boy, where is the Chattanooga Chuchu? Ați fi putut fi și cântăresc, domnule doctor. Mi-a plăcut jazz întotdeauna și Glenn Miller a fost șeful unei foarte bune orchestre de jazz în epoca swing. Deci coborâți panta și dacă urcați panta, casa cum e? E o casă pe trei nivele. În care câte persoane stați? Două. A fost dorința mea când am construit-o să aibă... Ați construit-o de la absolut, zero? De la am pământ. Crezut că e o casă istorică a sudiștilor. Nu. V-ați am construit cumpărat pământul și am construit-o de la aveți fundație. Stofă de pionier, domnule doctor. Nu este o casă elegantă sau de luat ochii. E o casă de trăit. Dar o casă care vă seamănă, nu? Da, așa am făcut-o noi ca să ne semene. Are prispe foarte mari, de unde se vede
perspectiva cu lacul și pădurea tot timpul, indiferent de sezon. E o imagine calmantă sau energizantă? E cel mai bun loc din lume pentru mine. Să ne întoarcem la filmul nostru, care nu are nicio secvență șocantă. Deocamdată avem doar un plonje, avem casa dumneavoastră pe o terasă, privind râul, lacul. Facem un film de un conformism teribil. Aparatul se apropie de ochii dumneavoastră și plonjăm în... Și acum trebuie să intrăm într-o secvență de șoc din România dictaturii. Iarnă, troiene în jurul spitalului, Fundeni, interdicția de a circula cu mașinile, mersul pe jos de la casa noastră care era lângă mănăstirea Cașin până în Piața Romană în fiecare dimineață pe întuneric, cu speranța că găsesc un microbuz care să mă ducă la spital, și zile în care ajungeam pe jos până la spitalul Fundeni. Păi cât făceați de acasă până la Fundeni? În general 2 ore. Și găseai un spital înghețat, Doamne. Și bolnavi și personalul zgribuliți, bolnavii ascunși sub pături, personalul cu multiple flanele și halate. Și în sfârșit venea momentul să intri la sala de operații, trebuia să dai jos totul ca să rămâi numai în ușoarele haine de sală de operație. Te spălai cu apă înghețată și intrai într-o sală de operație unde... Pacientul fusese deja pregătit, ajutoarele deschiseseră deja toracele pentru operația cardiacă, așa cum se întâmplă la toate operațiile cardiace, și ieșeau aburi din bolnav. Doamne ferește! Destul șoc? Bună. Tot personalul acela, care în condiții de frig, greutate, lipsuri materiale acasă, venind în apartamente înghețate în care dormiseră toată noaptea, făcând drumul ăsta lung pe jos, nu este un lucru absolut admirabil pe care nu-l poți uita? Admirabil. Cu toate că dacă ați fi un jurat Camil Petrescian obsedat de adevăr, atunci ați recunoaște că de la liftieră până la director li se vâra în buzunar cât un plic și oamenii erau disperați ce să mai ducă, un Kent, un pachet de cafea, să dea ceva ca să poată să iasă din ei aburi, pentru că erau aburii vieții. Însemna că pentru șansa cineva... de a fi operat. Se practica sistemul de cadouri și de bani, dar în această lume medicală majoritatea nu erau corupți. Erau câțiva care, într-adevăr, făceau din meseria medicală din acei ani o formă de îmbogățire care îi făcea mult mai bogați decât restul. Secvența dumneavoastră cu un torace deschis, din care ies abur și tot personalul tremură în jurul mesei operatorii, inclusiv chirurgul, n-am văzut-o în niciun film. S-a întâmplat în realitate și nu odată. Dumneavoastră, dacă ar fi să vă alegeți regizorul la modul ideal, cine ar fi regizorul filmului dumneavoastră? Federico Fellini, fără îndoială. Fellini. Cel mai mare regizor din mintea mea. Secvența cu aburul care iese dintr-un pacient era mai degrabă de Bergman sau de Tarkovski decât de Fellini. Așa e. Ei, și până la urmă, secvența asta mi-amintește ce ați spus pe scenă la Ateneu, că au fost 3 motive pentru care dumneavoastră ați hotărât să părăsiți România. Faptul că nu puteați să-i ajutați pe bolnavi la Fundeni. Primul. Că nu aveați piese necesare pentru operații. Spuneam bolnavilor că le trebuie operația, după aia le spuneam, nu avem cu ce să o facem. Eram instruiți să facem ieșire la bolnavi, să ținem liste în ordinea în care aceste cazuri de operat fuseseră diagnosticate complet, să-i trimitem acasă și apoi, prin telefoane și corespondență, să-i aducem înapoi în ordinea listei. Ăsta era sistemul. După 4 luni câțiva pieriseră. Deci întârzierea era un fel de și condamnare. Și vă simțeați părtaș la crimă. Da. Al doilea motiv invocat pe scenă a fost fetița. Și al treilea faptul că ați fost dat afară din sistemul universitar, din învățământ. Să începem cu subiectul fetița. Cum o cheamă pe fetiță? Pe fetiță o cheamă Alexandra. Alexandros, cuvântul grec făcut din 2 nume, vine de la Alexis, cel brav, și Andros, bărbatul. Deci e bărbatul cel brav și prin feminizare este cea bravă. Deci personajul Alexandra era o fetiță care habar n-avea ce puneau la cale părinții ei. Și care a trebuit să aștepte un an jumate ca să fim din nou împreună. Hotărârea asta nu e de azi pe mâine. Eu am ajuns la hotărârea asta cu mai mult timp decât nevasta mea. Ea a avut o frână psihologică. În copilărie a fost deportată în Bărăgan, într-un lagăr de muncă. Familia se stabilise în
Turnul Severin, după ce emigrase din Bucovina de Nord, ocupată de armata sovietică. Și acest fapt a fost luat ca un act de dușmănie față de URSS și au fost deportați în Bărăgan cu aromâni, germani, chiaburi și a trăit 6 ani în Bărăgan, într-un lagăr înconjurat de santinele în armate, fără dreptul de a merge oriunde. A făcut școală în acel sat improvizat ridicat de acei oameni și a avut norocul că între ei a fost un profesor care i-a învățat pe toți copiii toate disciplinele, la toate vârstele. Puterea de supraviețuire. Sigur, sigur. Dar ea mi-a spus, eu știu că emigranții, când ajung într-o țară străină, sunt puși într-un lagăr. Eu nu pot să fiu a doua oară într-un lagăr. Și ați hotărât să plecați de unul singur, de capul dumneavoastră? Cu acceptul ei în ultimele luni. Și ea mi-a spus, tu e înainte, noi venim după tine orice s-ar întâmpla. Vi s-a aprobat o plecare în străinătate, lăsând garanție soția și fetița. Da, la un congres la Atena. Ce congres? Congresul Societății Internaționale de Angiologie, știința care se ocupă de vasele de sânge. Și am prezentat 2 lucrări de chirurgie vascular. Știu că ați plecat cu mașina. Ce mașină aveați? O Lada. Erați cu un pașaport de serviciu, nu? Eram cu un pașaport turistic. Oricum, mare lucru că vi s-a dat drumul. Așa ați este. Obținut greu? Foarte greu. Și la alte încercări de plecare am fost blocat. Multe. Și acum, cum ați reușit să vă lase la Atena? Fusesem cu 2 ani înainte la un congres. Și v-ați întors. Împreună cu soția. Un congres la Praga și apoi ne-am întors prin Austria. Și când ne-am întors, asta a devenit un fel de garanție. Ah. Deci cumpărasem casă, aveam copilul, nevasta rămânea acasă, cei care judecau care sunt șansele fiecărui pașaportar să fugă, cum se spunea atunci, m-au băgat la o categorie cu risc scăzut. Dar când v-ați întors cu soția cu mașina, da, prin Austria, fetița, da, era la București, da, dumneavoastră ați avut un moment când ați spus hai să rămânem în Austria? Da, și atunci a fost momentul cu lagărul. I-am spus, uite, ăsta-i momentul. Luăm fetița în câteva luni. Și? A spus, în niciun caz nu las fetița în urmă, nu voi pleca niciodată fără fetiță și nu pot să intru într-un lagăr a doua oară. V-au dat pașaportul spre Atena să vă duceți și? Crezând că îmi ușurez situația luând cu mine diploma de absolvirea facultății. De absolvirea facultății și anexa de studii, am avut ideea ciudată să pun cele 2 documente lipite cu leucoplast de torace și apoi să pun cămașa deasupra. Acum, cine vă privește o să zică, credeam că e om serios. Era mai mare șansa să fie găsite în mașină. Decât asupra omului? Decât asupra omului. Dar lucrurile nu sunt după cum le plănuiești. Când am ajuns la Vama Giurgiu, oprind în spatele ultimei mașini și dându-mă jos, îl întreb pe cel care conducea mașina din față, care și el ieșise din mașină. De ce se așteaptă? Zice, astăzi au introdus controlul corporal. M-am băgat în mașină, am desprins leucoplastul cu greu și am pus actele în cea mai vizibilă mică geantă care era pe scaunul de lângă mine. Dar pe pieptul meu erau urme atât de clare de la leucoplast și în timp ce se făcea controlul mașinii și al valizelor, eu umblam peste tot cu geanta aia pe umăr și nici ofițerul de grănicieri și nici funcționarul de la Vama nu s-au gândit să-mi spună lasă geanta jos și deschide. După care ofițerul m-a luat și a zis mergem sus la controlul corporal. Urcând scările îmi spune mama mea e foarte bolnavă de inimă, cum puteți să mă ajutați? De unde știa ce meserie aveți? Vorbisem în timpul controlului. Când vă plimbați cu geanta. Da, unde mergeți, da, congresul și ce faceți și lucrați, unde lucrați la fundeni. Și am intrat în sala de control corporal, unde aștepta persoana care să facă controlul. Bărbat. Un bărbat scund, gras, vânjos, neplăcut, agresiv, nepoliticos. Și îmi spune, stai acolo și dezbracă-te. Și ofițerul îi spune, mai, e doctor, nu e. Ce vrei, nu te amesteca. Dar dintr-o dată spune, e, hai că nu mă te pipă așa să că-mi zice ăsta. Și nu m-a dezbrăcat. Coborât, am luat mașina și am trecut graniță. În Bulgaria. Dar ați avut emoții, puteați face un infarct atunci. A trebuit să opresc la 2 km și să dorm un sfert de oră, că nu mai puteam. A, dar ce, puteți dormi când aveți o emoție puternică? Da. Ca o reacție de apărare? Ca formă de control. Cum faceți? Pot să fac asta. Un om normal, când e agitat, când e nervos, când a trecut prin ceva, nu reușește să adoarmă cu zilele de surescitare. Am adormit buștean un sfert de oră, m-am sculat alt om și am plecat mai departe. Faceți des asta? Am făcut toată viața, așa zisele power naps,
micile somnuri de recăpătare a puterii. Și când erați chirurg la Fundeni? Tot timpul, da? Când am practicat medicina. Deci vă ghemuiți oriunde, chiar nu, și într-o gară. Într-un scaun, da? Te concentrezi asupra somnului și faci în așa fel ca să ațipești. Secunda în care ai ațipit te duce la un somn foarte scurt, dar se schimbă chimicalele din creier și ești alt om la sculare. La ce vă gândiți când faceți asta? De fapt la nimic. Ah, ce culoare are nimicul? Gri, da? Gri alb. Și vedeți doar o ceață. Da, și de acolo în noaptea aia am ajuns la Atena. Ce m-a șocat că dumneavoastră ați avut tăria să stați 6 luni la Atena fără să dați un telefon acasă. Aș fi pus-o în pericol. Fără să întrebați ce face fetița. Cea mai bună șansă pentru reunirea familiei ar fi fost dacă cei care judecau aceste cazuri erau convinși că Mioara, nevasta mea, era în totală necunoștință de cauză cu acest proiect, că nu ea a fost responsabilă și că deci că nu e nevoie să fie pedepsit. Puteați intra fiecare în orice cabină și nu, să sunați. Nu, la fiecare colț, la chioscul de ziare erau telefoanele automate pentru România. La fiecare colț. Mașina ce ați făcut cu ea? Am vândut-o în Grecia. Și deci ați trăit din banii pe mașină timp, da, de 6 luni acolo, da, nu? Totdeauna ați fost calm, n-ați făcut căderi nervoase niciodată? Cel mai greu era nopțile. Și atunci tehnica mea era învățată pentru examenele de diferență, așa zisele examenele de bord. Din America. Și toată ziua stăteam la biblioteca medicală din Atena, care era foarte bună, unde personalul mă învăța să-mi aducea cărțile care îmi trebuiau. Și aveam o medie de 16 ore de învățat pe zi. Și cu acest lucru cădeam mor de oboseală, dormeam câteva ore și o luam de la început. Și când ați vorbit prima oară la telefon cu Alexandra? Când am ajuns în Statele Unite, la Philadelphia. Care a fost prima propoziție a Alexandrei la telefon? Mi-e dor de tine, tată. Când au ajuns, după un an și jumătate total, la New York, și un prieten m-a dus cu mașina la aeroport, vreo 2-3 ore am stat amândoi în hol și am identificat ușa pe care veneau călătorii de la porțile de sosire. Și el povestește cum eu din sfert în sfert de oră îl trăgeam de mâine și spuneam: tu crezi că pe ușa aia vor ieși ele? Și când au ieșit? N-am putut vorbi niciunul, ne-am luat în brațe. Da. Întâmplarea face că totuși ați avut în America niște oameni care să vă ajute. La și pe locul întâi aș pune medicul pe care îl chema tot Constantinescu, Daniel, dar Constantinescu. N-aveați nicio legătură. Nu, domnul doctor împreună. Daniel Constantinescu, tot de la Fundeni, deci Fundeniu a furnizat cadre eram americi. De, lucrasem împreună, da, 15 ani în fiecare zi. El ce era? Cardiolog? Cardiolog. În casa lui m-am dus prima, da, dată, el m-a învățat exact ce trebuie să fac cu actele, m-a sprijinit la fiecare pas. Și a meritat pentru Alexandra? Ce i-ați oferit în America? Tot ce poate oferi învățământul la cel mai înalt nivel. O fată inteligentă, studioasă, ați pedepsit-o vreodată? Niciodată în viața mea. Nici măcar n-a trebuit să ridic vreodată vocea la ea. Toată comunicarea între noi și ea a fost simplă și nestricată de ceva. Iar în școală a fost ambițioasă, puternică și a mers înainte aproape numai prin voința ei. Eu o duceam dimineața la școală cu mașina până a avut carnet de conducere la 16 ani și după ora 5 nevasta mea o aducea acasă. Și pe drumul de mers pe școală, în fiecare dimineață discutam ceva. Uneori era muzică, uneori era despre un film. De multe ori erau subiecte pe care ea încerca să le deslușească și vorbeam despre asta. Unul din ele era cum faci ca să reușești în societate, mai ales într-o țară străină. Și eu îi spuneam lucruri foarte simple. Nimeni nu ne-a chemat. Noi am venit aici fiindcă am vrut să venim. Ne place țara asta și vrem să reușim. Nu există decât o singură cale. Calea este să fii bun, da, un pic mai bun decât cel mai bun. Și a doua regulă, fetiță, da, a fost niciodată să nu te plângi. Nici o dată, oricât ar fi de greu. Deci, Alexandra, principiul de educație fundamental, cred că a fost unul singur, puterea exemplului. Și senzația ei că e obligată să facă o performanță de același nivel. Da, Alexandra este astăzi pediatru endocrinolog. Câți ani are acum? 36. Să vă trăiască. Mulțumesc. E măritată? Măritată. Bărbatul ei este intensivist pediatru, deci face terapie intensivă la copii și au o fetiță de 5 ani jumătate. El e american, jet by jet? Nu, este indian. Indian? Indian din Jaipur. Unde l-a găsit? Făcând un interviu la spitalul de copii din Chattanooga, a fost cel însărcinat să primească
pe această tânără candidată la rezidență și îi facă un tur al spitalului, s-au îndrăgostit unul de altul, au continuat corespondența și a ales din toate rezidențele posibile Chattanooga, unde a terminat și unde acum e profesor asociat. Deci sunteți cu familia reunită, cum ar veni. Doar indianul. Chattanoogani. Doar indianul săracu e departe de casă. Chiar așa departe, odată ce și-a luat cetățenia, plănuiește să o aducă pe mama lui. Numele ginerului nostru este Yuvraj, care înseamnă prințul. Raj e rege și Yuv, cu Y, este tânăr. Și se poartă ca un tânăr. Prinț? Este un prinț de eleganță, inteligență, determinare și este cel mai bun tată cu putință. Deci, prințul s-a căsătorit cu cea bravă, da? Și au o fetiță de 5 ani. Pe numită care... Margaret, care e un nume persan, adus în Europa de grecii antici și care înseamnă perlă. Perlă. Și au o perlă. Da. Vă dați seama, totuși, Dumnezeu a fost bun cu dumneavoastră. E adevărat. Dar al treilea motiv al plecării, care ar fi secvența? Erați asistent universitar? Eram asistent și era visul meu să fiu profesor universitar în România și să învăț pe alții meseria pe care o știam. A fost un vis pe care l-am avut de la adolescență. Deci ați fost asistent la facultate și de ce v-au dat afară? Nici pentru că am fost leneș, nici prost, nici incompetent, nici pentru că mă băteam cu lumea, nici pentru că nu știam să mă port. Pentru că rectorul de atunci s-a certat cu șeful meu de catedră și rectorul a tăiat normele didactice la catedra noastră ca să-l lovească pe șeful meu deci, de atunci. Deci i-a tăiat câțiva asistenți, da. Și dumneavoastră ați căzut... Toți trei am intrat medici la Spitalul Fundeni, încadrează direcția a doua zi. Bun. Ceilalți doi n-au încercat din nou să intre în învățământ, eu am încercat în fiecare an cu mai multe memorii și eram asigurat că unul din ele va fi rezolvat favorabil, fiindcă sunt foarte susținut de toți, inclusiv de șeful meu. Șeful de catedră de la Fundeni. Cel care se dușmănea cu rector. Da. Și în anul în care am plecat, am avut o dovadă a unui lucru pe care nici măcar nu-l bănuise. Într-o zi a venit la mine un domn, mi-a bătut la ușa cabinetului și mi-a spus, nepoata mea are fetița aici pe care a operat-o și e foarte mulțumită și fericită de ce, cum ai ajutat. Eu sunt în Ministerul Învățământului, bârfa de spital, în seriile lungi în care nepoata mea trebuie să stea aici ca să aibă grijă de fetița ei, i-au spus problema ta cu postul de asistent. Că ăsta are fixul că vrea asistent și că ăștia nu-l vor. Are această nebunie. Așa, și? Și lumea s-a mirat. De ce am eu chestia asta? Dar o aveam, era reală. Eu sunt într-o funcție mare în Ministerul Învățământului. Spune-mi detaliile, să văd dacă te pot ajuta. Și mi-a adus copii după toate memoriile în care eu ceream reîncadrarea și șeful meu de catedră de făcea aviz negativ. Lamentabil. Deci până la urmă le vină, nu era rectorul. Fusese la început. Nu știți, poate și la început s-o fi dus să-i ceară. Să se amâne reîncadrarea este prea timpuriu. Fără niciun argument. Și declarându-mi mie dragoste și dorința de a mă ajuta. Iată. Îmi dădea speranțe, mă făcea să cred un lucru care nu era adevărat. Dar mă folosea intens pentru tot ajutorul profesional plus scris de lucrări. Îi scriați lucrări? Da. Îi semna el? Sigur. I-am scris discursuri. Bine, astea o făceați de drag. Nu, o făceam pentru că eu credeam că ăsta e locul meu. Și apoi scria acele rezoluții. I-ați scris lucrări, da. I-ați scris discursuri, da. Le folosea, le da. Semna, dar nu îmi vă declara... iubea. Nu, sigur că nu. Vă declara. Declara că sunt elevul lui favorit și că mă va susține foarte mult să fiu viitorul șef de catedră. Care viitor șef de catedră când el nu vă lăsa nici să fiți șef de lucrări în facultate? Da. Nici asistent, nici șef de lucrări, nimic. Asta a fost ordinea lucrurilor. Defectele sistemului medical care mă împiedicau să lucrez. Defectele sufletului omenesc, domnule și doctor. Și defectele sufletului omenesc cu o ticăloșie adresată mie direct și mascată sub fața de bunăvoință și ajutor. Și niciodată nu i-ați spus asta? Da. Mai trăiește? Trăiește. Pentru că totuși lucrurile astea... Depinde cum o luăm. Adică, cum putem să o luăm? Pentru că a fost picătura care m-a făcut ca atunci să plec. Într-un fel, a venit
ca un ajutor. Un prieten cinic mi-a spus că ăsta a fost norocul tău că te-a dat afară din învățământ da. Și te-au motivat să pleci. În tot rău și un bine. Să nu uitați că suntem într-o comedie, un naș încăpățânat și, cum ați zis, calm. Și secvența de comedie ar fi a doua zi după momentul adevărului. V-ați întâlnit, ați dat ochii cu șeful. Da. Și cum ați reacționat? Scena într-o comedie, v-ați făcut că nu știți nimic? Absolut. Ar fi tulburat apele încât plecarea n-ar mai fost posibil. Dar acum întreb și eu, în comedia noastră, el știe că dumneavoastră știți? Cred că nu. Nu? Află acum. S-ar putea să. Bun. Și așa începe povestea americană. Începe a doua viață. Fără suișuri, fără coborâșuri, fără șocuri. A fost totul lin și cu progres constant. America povestită unui prieten e focusată pe lucrurile care vă plac în America. Dar spuneți-mi, lucru care v-a plăcut cel mai puțin în America sau vă place cel mai puțin, care e? Cea mai mare dezamăgire legată de Statele Unite este legată de generația tânără. Mediul universitar este poluat de o ideologie extremistă. Studenții cei mai agresivi, adepții ai unei ideologii de stângă extremă, intimidează tinerii care au alte concepții, pe mulți îi obligă să părăsească campusul universitar, blochează vorbitori, conferențiari sau profesori înclinați spre latura conservatoare, obligă decanatele să-i dea afară și vor crearea așa zisului spațiu sigur în care ei și numai ei au dreptul să decide ce să spune, ce se crede și ce se face. Este în contrast direct cu amendamentul numărul 1 din Constituția Americană, care consfințește libertatea de expresie și dreptul de exprimare. Sunt adepții corectitudine politice împinse la extrem. Cursul despre dezvoltarea lumii occidentale a fost suprimat într-o universitate americană, deoarece este scris în spiritul supremației albe. Tabloul lui Shakespeare de la Universitatea din statul New York a fost îndepărtat și înlocuit cu tabloul unei scriitoare obscure de culoare care era lesbian. Nu, dar cei care îl iubeau pe Shakespeare, de ce nu și l-au pus înapoi? Au tăcut în gură că atunci când noi nu spuneam de ce nu-l studiem pe Lucian Blaga. Exact. Teroarea psihică, la fel, indiferent în ce direcție vine, da, dar și în ce epocă. Blaga te putea băga la pușcărie. Pe când în America ce ți se poate întâmpla? E țara libertății. Bătaie, incendiere, aruncat cu cocktailuri Molotov într-o sală de curs, unde conferențea un conferențiar de drept. Surprinzător, nu? Da. Țara libertăților, da? Da. Ia de ce se întâmplă. Detestați corectitudinea politică, nu? Absolut. Este un rău al epocii noastre. Și care a făcut foarte mult rău de-a lungul anilor. Și care se accentuează în fiecare an și crește la alte dimensiuni care nici măcar n-au fost anticipate. La plecarea din Statele Unite, acum 10 zile, a fost intervievată o feministă, dar este și om de presă, care a spus că scopul ultimei campanii e să desființeze folosirea cuvântului bărbat. Pentru ea, cuvântul bărbat este o probă de sexism. Nu mai spui postman. Adică poștaș? Da. Spui post people. Populația care face poșta, indiferent de sex. Ce nevoie e de asta? E o întortochire. Bine, adevărul e că dacă e o poștăriță, poștărița Cristinel, nu poți să-i spui postman. Dar poți să-i spui postwoman. În sfârșit. Nu mi-ați povestit cu schimbarea numelui. Martin Ștefan Constantinescu a ajuns în America. Ce va veni să vă schimbați numele? Am întâlnit adeseori situații în care bolnavii ne spuneau Mioarei sau mie, îmi place foarte mult de voi, dar nu pot să vă pronunț sau să-mi amintesc numele vostru. Și la discuția asta se asociau colegii și prietenii în clinica de cardiologie de la Wake Forest University. Și discuțiile zilnice au durat câteva săptămâni. Toată lumea căuta un nume pentru Martin. Da. Și atunci ei au început să mă provoace că nu am curaj să îmi iau numele Martin Martin. Și eu le-am răspuns că am curaj și că am să le demonstrez ceea ce s-a întâmplat curând. Și v-ați luat Martin S. Martin. Și mă cheamă Martin Stephen cu A, nu Steven, și Martin. Și ați lucrat în America în sistemul de sănătate de stat sau în sistem privat? De când am terminat trainingul, numai în sistem privat. M-am asociat unui grup de cardiologi care făceau parte dintr-un grup de 27 de doctori de diverse specialități. Și am devenit unul din cei 6 cardiologi ai grupului. Și am făcut intervenții cardiace și vasculare, pacemaker, tot ce poate să facă un cardiolog. La spital a fost ușor. Imediat oamenii descoperă că ești competent, că faci lucrurile cum trebuie, că te porți cum trebuie și box office-ul de spital, care e fără greșeală, comunică asta. N-ați simțit invidia în America? Niciodată. Nu invidia. Competiție, da.
dar nu invidie. Facem competiție cum este competiția de la bursă. Competiția profesională nu implică distrugerea oponentului. Nu. Pe când la noi, este competiția picioare, profesională da, presupune eliminarea concurentului. Într-adevăr, ura dintre doctori, invidia, gelozia, generează nedreptăți, conflicte, acuzații. Și cum vedeți viitorul în zona asta? Nu-l văd. Voiam să vă întreb un lucru. În România există destule spitale care nu corespund câtuși de puțin standardelor elementare de existență ale unui spital. Construcție funcționare, tehnologie utilare. Exact. Da. Și atunci există două soluții. Unii au optat pentru soluția. Nu respectă cu tare inspecție. Închid. O prostie. Ce faci? Că nu poate toată lumea pleca la Viena sau în America. Da. Deci vă întreb, dumneavoastră ce ați face? Ați închide aceste spitale necorespunzătoare sau le-ați închide doar după ce sunt în stare să propună altceva? Le-aș vinde. Cui să le vinzi? Acelor doctori care se asociază să cumpere un spital degradat ieftin, să obțină un împrumut de la bancă, să selecteze personalul pe care îl păstrează, să le facă funcționale și să practice medicină particulară. De ce acel spital nu poate funcționa frumos și dacă e de stat? Fiindcă bugetul nu-i de ajuns. În plus, are un aparat birocratic care îl ucide. Bine, dar nu putem privatiza toată medicina românească. Ba da, se poate privatiza orice cabinet medical, orice spital, mic sau mare. O să fie un colos privatizat. Spitalele care să supraviețuiască escaladeze prețurile. Nu, trebuie să adapteze prețurile la piața de cumpărători. Dar în România astăzi există niște doctori săraci care nu au bani și pe care statul să-i sprijină ca să cumpere un spital și să facă din el un spital înfloritor? N-am auzit că se întâmplă, dar asta nu înseamnă că nu există soluții economice. Există, dar nu sunt luate în serios. Și e mai simplu pentru doctor și mai comod să lucrezi într-un spital, să primești o leafă mică, să mai primești niște cadouri sau niște compensații financiare și să te mulțumești cu asta decât să-ți iei marea sarcină, să iei spitalul mic, nepromițător, pe care îl cumperi ieftin, să-l faci ca o altă unitate medicală, dar progresul se poate face și se pot vinde servicii medicale la prețuri rezonabile pentru populație, nu la prețurile marilor clinici care sunt făcute așa cum sunt clinicile din vest. Și există oameni cu talent și există oameni energici și sistemul medical românesc trebuie reformat din temelii, să iasă din centralizarea cu Ministerul Sănătății. Of, de ce nu veniți să propuneți acest model sunt economic? Aș face utopic? Nu e utopic, e realist. E interesant, de ce nu propuneți asta Ministerului Fiindcă Sănătății? Nu m-a întrebat nimeni. Nu v-a întrebat nimeni. Niciodată. Sincer, v-aș interzice ieșirea din România, v-aș confisca pașaportul. Arestare pentru New Medical Management. Un an de zile aici, consilier pro bono la Ministerul Sănătății. Sunt prea bătrân ca să mă apuc de ceva care cere foarte mult efort, dar se poate face. Dumneavoastră povestiți undeva că la pacienții în vârstă, că ați adus vorba de bătrânețe, le cereți să vă spună prima amintire. Da. Și vreau să vă rog acum, sunteți pacientul nostru, care e prima amintire din viața dumneavoastră care vă vine în minte? Aveam 3 ani. Era 1945. Părinții mei abia reveniseră din refugiu din cauza războiului și atunci mama a cumpărat o mică căsuță cu curte în zona Grivița. Și între cele două case, curțile lor lungi și înguste, era un gard foarte înalt. Și tata mă ținea în brațe și vecinii se suiseră pe niște scaune și numai capetele li se vedeau deasupra gardului și ne priveau curioși să vadă cine sunt noi vecini. Imaginația mea de 3 ani a fost că acele capete sunt băgard singure, așa ca într-un film pentru copii. Niște capete înfipte în scândurile gardului. Asta e cea mai veche amintire. Dumneavoastră erați născut în București? București și am copilărit în cartierul Grivița. Vis-a-vis de Clubul Grivița Roșie. Unde a tras Vasile Roaită? Am înțeles că a fost un fals povestea cu Vasile Roaită. Da, așa e. Dar a fost greva din 33 și au fost morți. Tatăl meu mi-a povestit cum a văzut camioane scoțând morți și mergând și șiroind de sânge pe stradă. Tatăl meu mi-a povestit. Nu e adevărat ce spun unii că nu au fost morți și că nu s-a tras în populația civilă. S-a tras. Da. Ați putea scrie un studiu. Da? De câte ori în istorie armata română a tras în români? De mai multe ori.
1907 ar fi. Sigur. 33, greva ceferiștilor. Ce ați mai adăugat la momente când armata română a tras în români? Decembrie 1989. Da. Tata era economist. Unde la? Ministerul Silviculturii. Era membru de partid? Fusese și dat afară. Era dintre, cum se cheamă, da, deviaționiști. Dar eu nu fusese comunist. Ajunsese destul de sus pe scara profesională și s-a spus că dacă nu devine membru de partid, nu o să-și poată păstra postul. Și ați avut frați surori? Două surori. Amândouă medici. Trei amândouă. Copii, medici. Toți trei au făcut medicină. Și da. Mama, cu ce se mama ocupa? Mama fusese absolventă de liceu comercial, lucrase până s-a născut sora mea cea mare și apoi a devenit mamă și casnic. Deci ați crescut într-un mediu, ca să folosesc un cuvânt care pentru cinema e mortal, normal. Normal și lipsit de foarte multe. Într-o casă obișnuită, cu mica grădiniță, cu crescut porc în fundul curții, cu găini, numai cu familia. Crat lemne și cărbuni, cu făcut bulion toamna, conserve și săpun. Nu vă e dor câteodată? Am învățat foarte multe atunci și o ajutam pe mama mea, care era energică și cu inițiativă și care era o supraviețuitoare de neoprit. Marea frustrare a vieții dumneavoastră, în afară de faptul că nu sunteți profesor, care e? La 14 ani mi-am dorit să fiu muzician de jazz și visul meu era să fiu trompetist, îl adoram pe Louis Armstrong. Și m-am dus și am dat examen de admitere la Liceul de Muzică din București. Și am intrat la comisie. La comisie n-am fost întrebat nimic despre muzică. Am fost întrebat ce origine socială am, dacă tata e membru de partid, și am zis nu este. Da, a fost, da, și a fost exmatriculat, da. De ce? De fapt nu știu. Și mi-au închis dosarul și au zis gata. Și la revedere. Ați venit acasă plângând. Nu, aproape plângând. Și a spus tatălui, de ce ai fost deviaționist? El m-a întrebat de ce sunt supărat. Și? Și i-am spus. Și a zis hai să plecăm la o plimbare. Și am plecat la o plimbare de câteva ore, țin minte că ne-am dus prin parcul copilului, la șosea, dincolo de Arcul de Triumf, până la statuia aviatorilor, înapoi pe jos până la Basarab și apoi pe toată calea Griviței. Și am vorbit de toate câte lună și stele. Tatăl meu era un om educat, foarte delicat și cu care îți făcea o mare plăcere să vorbești de cele mai diverse subiecte. Dar de ce l-au exclus, de fapt? Fiind directorul Comisiei de Inventariere a Bunurilor Regale, după plecarea familiei regale din România, a luat câteva documente. Pe vremea aia nu exista varianta de a face copii. Una era o scrisoare a unui prim-ministru și a luat și câteva fotografii cu familia regală. El nu și-a închipuit că face ceva greșit. Erau niște amintiri pe care el vroia să le aibă. De unde le-a luat? Din Palatul Regal, de pe calea Victoriei. Erau camere întregi de documente, biblioteci, apoi le-a dăruit unui prieten cu care a făcut într-o seară un fel de petrecere. Prietenul le-a arătat la cineva și acela i-a denunțat. Dar tata în ce calitate ajunsese la palat de economist? Era economist superior. Și a fost trimis într-o echipă ca să inventarieze tot ce e regale. Acolo. Și inventarind a sustras niște bunuri care ar fi trebuit inventariate. Dar nu trebuia torturat pentru asta, că tot ce normal, a spus era exact. Am obținut tot dosarul de la Consiliul Arhivelor Securității. Nu era monarhist. A fost luat așa ca un fel de dușman al regimului. Băgat în închisoare la Jilava, torturat 4 luni. Torturat la Jilava ca să spună ce? Ca în procesele sovietice, ceva ce nu făcuse. Ne-a făcut percheziție, a găsit cele două documente istorice. Câți ani aveați când 5. Și vă mai amintiți percheziția? Sigur. În mijlocul nopții, cum să nu? Tata era arestat. Era o iarnă grea, bătea viscolul. Și au fost niște bubuituri la ușă care ne-au sculat pe toți. Mama a deschis și au intrat 3 indivizi, toți cu haine de piele, și care au repezit-o pe mama și au spus să ne dai imediat astea. Mama n-a știut ce să spună și atunci i-au pus mâna pe telefon, au sunat la numărul unde l-a pus pe tata să vorbească, care probabil că era într-un birou de anchetă, și tata i-a spus, du-te în pod, a treia bârnă, găsește acolo 5 decorații, totuși, erau niște decorații militare, nu de metal prețios, tot așa luate pentru interesul colecției. Am înțeles, colecției. Tata știa când le-a ascuns, da, deci tata da, știa că da, nu-i ceva... Nu-i ceva să le pui în vitrina din sufragerie. Exact. Da, și mai e și un detaliu caragios. În bucătărie, într-o ladă cu rumeguș, țineam 2 purcei mici de lapte, care urma să fie porcii noștri de crescut în curtea din spatele casei, dar era prea frig să-i ținem în cotețul de afară și era în bucătărie sub mașina de gătit. Porcelușii s-au speriat de zgomot și de lumină
și au țâșnit afară. Drept mama a început să alerge după ei și unul din zbirii ăștia a trebuit să alerge și el ca să bage purcei în casă ca să poată continua ancheta. Tipul în haină de piele fugea după purcei prin curte. Printre troiene. Bine că nu v-au confiscat porci. Nu ne-au confiscat porci, ne-au furat ceasul de buzunar care era de la bunicu, de argint, și bijuterii de ale mamei. Au dispărut după această inspecție. Acțiunea se întâmplă în 1948. 48. Și apoi vine o lungă perioadă de așteptare, noi disperați că nu știam dacă tata va veni vreodată acasă. Și după 4 luni intră în curte un om necunoscut. Tata era slab cadaveric, cu o mustață mare, cu un păr crescut că nu fusese tuns, îmbrăcat în niște zdrențe și cărând 2 desăgele făcute din cârpă cusută de el în închisoare, mici. Într-unul erau cojițe de săpun ajunse la limita aceea când par niște lame și în celălalt erau bucăți de coajă de pâine uscată. Și noi l-am întrebat ce s-a stea și a zis, prind foarte bine, nu știi ce bine pot să prindă. Deci nu v-ați recunoscut propriul tată după 4 luni. Da. Dar gândiți-vă câți copii și-au întâmpinat tatăl după 10-15 ani. Nici n-a fost acuzat, n-a fost niciun proces. Doar 4 luni a trebuit să convingă că nu e monarhist. Și nu era monarhist și nu vroia răsturnarea regimului, fusese membru de partid și am documentul cu care a fost eliberat că în urma cercetărilor făcute Martin Constantinescu să fie eliberat. Și tata câți ani avea să trăiască? În 1948 avea 42. Deci, în 1962 avea 56. S-a prăpădit în 1962, la 56 de ani, când dumneavoastră aveați câți ani? 20 de ani. Deci, eram student în anul 2 la medici. Ați intrat greu la medicină, nu? Pentru că n-aveați dosarul bun. Sigur, eram în grupa care concura 15 pe un loc. Noi aveam 10% din loc. Și v-a plăcut să învățați. Da. Bine, v-au ajutat și surorile, foarte nu? Foarte mult. Când aveam eu 14 ani și sora mea intrase în anul 1 de medicină, ea aducea acasă marile tratate după care învăța și când pleca la facultate, eu scormâneam în acele manuale. Și de atunci am hotărât că voi fi doctor și n-am schimbat asta niciodată. Surorile au făcut carieră în sistemul medical românesc? Una din ele încă lucrează, este oftalmologă, cealaltă a fost pediatră și s-a pensionat în urmă cu câțiva. Mama a rămas văduvă la ce vârstă? Mama avea 53 de ani. Văduvă cu 3 copii? Da. Și nu s-a mai recăsătorit niciodată? Nu, nici nu i-a trecut prin cap. Deși la 53 de ani în America, o femeie e tânără. La 80 de ani se căsătorie în America. Da. Femeie pentru un singur bărbat. Acela era stilul. Mama era întotdeauna optimistă. Seara ne spunea, mâine Dumnezeu ne va trimite ceva. Și a doua zi apărea cineva, o rudă de la țară, care ne aducea o găină sau un prieten al tatii dintr-un alt oraș care venea la noi și ne aducea o roată de brânză sau ceva. Extraordinar. Și se întâmpla întotdeauna. Da? Era atât de senină. N-ați văzut-o niciodată plângând? Ba da. Când? Când a fost tata arestat, când a fost tata bolnav. Am văzut-o plângând pentru rude și prieteni care au suferit închisori, morți, boli. Dar cel mai mult am văzut-o plângând când a fost tata arestat. Alerga de la avocat la avocat, strângea bani să plătească onorarii. Se ducea la adrese unde cineva fusese eliberat în închisoare și adusese un bilețel și dăduse o adresă și se ducea pe furișe acolo să vrea să-i spună că tata trăiește și ce face. Cât a trăit mama? Până la 98 de ani. Și a murit în Chattanooga și este îngropat în Chattanooga. La poalele unui munte împădurit. Și este un cimitir, unul dintre cele mai vechi cimitire din oraș și e foarte frumos și se numește Forest Hills. Acolo e îngropată și mama nevestii mele, care a venit cu o boală foarte gravă și s-a prăpădit repede. Și sunt amândouă alături și locurile din spatele crucii le-am cumpărat pentru noi. Deci având mormintele mamelor în Forest Hills... Aparține locului. În clipa în care ai morți și îngropi într-un loc, e o ancoră a familiei. Da. Când a venit mama la Chattanooga... Care i-a plăcut foarte mult. Cum a reacționat? Mi-a spus, tu să ții minte că cei care ți-au fost cei mai buni prieteni au fost cei care te-au împins să pleci. Și îi lipsea România? Suferea sau nu? Era foarte interesată să vorbească la telefon, să scrie cu ai noștri, să știe tot ce se întâmplă, dar niciodată n-a spus, eu vreau să plec înapoi. 20 de ani a trecut. Extraordinar. Deci la 98 de ani a închis ochii în America. O femeie fericită? A fost fericită.
O puneam cu camera video și îi puneam întrebări și mi-a spus povești senzaționale din istoria familiei, cu cea mai îndepărtată, ca să scriu cartea de istoria familiei. Care cum se cheamă? Povestea familiei Alexandrei Martin, povestită de tatăl ei, Martin Martin. Nu sunt eu primul imigrant în familie. Bunicul meu dinspre mamă era un tânăr dintr-o familie de mocan din țara Bârsei de lângă Brașov, care a fost tras la sort să meargă la armata austro-ungară, înainte de 1890. Și avea 16 ani, a fugit noaptea din sat, a trecut granița ilegal, fiindcă mocanii știau toate potecile de pășunat și nu aveau treabă cu granițele. Și pe acest străbunic îl încadrați la emigranți? Da, a fost emigrant, că a venit din Imperiul Austro-Ungar. Primul copil al acestui om a fost mama mamii, cea mai mare fată dintre cei 12 copii. Și ea s-a măritat cu băiatul unui român fugit din Macedonia sârbească, Milan al lui Mihaiu. Au făcut 5 copii și la 33 de ani a plecat la război, în primul război mondial, și a murit pe Valea Oituzului la bătălia de la Mărăști. Și nu l-am găsit niciodată. Credem că e în groapa comună de la mauzoleul de la Mărășești. Nevasta lui, bunica mea, i-a spus înainte să plece, era un om bogat acum, avea prăvălie, i-a spus: dă atâția bani la sergentul cu încorporarea să-ți pună om în loc. Și el a spus: eu mă duc să lupt pentru țara în care trăiesc copiii mei. Și a murit cu câteva luni înainte de sfârșitul războiului. Vedeți? Nu că-ți vine să plângi, eu mă duc să lupt pentru țara în care trăiesc copiii mei. Care nu era țara lui, nu. El venise din Macedonia sârbească. Ți se face milă așa când te gândești că în țara pentru care unii au murit, în țara aia cea mai mare bucurie e să poți să pleci la timp, da. Să poți să te realizezi să în altă parte și care să ajungă pe glob, pe locul 2 după Siria, la emigrație. E sinistru. Da. Și să nu dăm vina, cum ați spus, pe alții. Niciodată. Ce nu reușești, se datorează, și dacă se întâmplă ceva rău, nu da vina pe alții, spune tu ești de vină. Și care credeți că e vina noastră fundamentală? N-ai fost destul de puternic? N-ai încercat destul? N-ai fost destul de tenaci? Sincer, acum, dacă ați privi în urmă, într-un scenariu fantezist, în care puteți opta pentru tipul de destin, da. Ați opta pentru tot ce ați trecut și acum sunteți doctor Martin S. Martin cu niște cărți, dar care vine 10 zile pe an în România? Sau ați opta să fiți Martin Ștefan Constantinescu, profesor, șeful clinicii de cardiologie, nu știu care, din București, iubit de sute de mii de pacienți din România? Dacă îmi puneați întrebarea asta acum 20 de ani, aș fi ales a doua variantă de evoluție. Profesorul Constantinescu. Profesorul din București. Dacă mă întrebați acum, după pensionare și cu sentimentul de mulțumire pentru o carieră medicală în Statele Unite care a fost mai mult decât răsplătitoare, aș spune că aș fi nedrept să spun astăzi că preferam varianta cealaltă. Și nu vă mințiți pe dumneavoastră. Nu, e un sentiment sincer. Dumneavoastră ați început emisiunea spunând cetățean american. Da, sigur, sunt cetățean american. N-am renunțat la cetățenia română niciodată, dar ne place să ne numim români care trăiesc în America. Fata n-a luat cetățenie română. Nu, n-a cerut-o. N-o vrea. Și în casa ei se vorbește engleză. Ea este româno-americancă. Nu, îmi pare rău să vă spun, domnule doctor, ea este americancă. Nu, că are prea multe legături cu România. Până fata, la 4 fata ani... ei nu e nici indiancă, nici româncă și este americancă. Așa cred eu. Și un personaj secundar a rămas în filmul nostru, personajul soției, Mioara. A spus vreodată că ați avut dreptate să plecați? De câteva ori pe an spune asta. Și formularea ei este... We thank you, Daddy, you brought us to the United States. O dă pe engleză. De ce nu vă spune în română? Ce îți sunt mulțumim, și ceilalți de față. Îți mulțumim, tăticule, că ne-ai adus aici. La Alexandra în casă se vorbește engleză, nu se poate altceva. Alexandra mai știe românește? Vorbește perfect românește. Și Perla? Perla nu. Dar Margaret e capabilă să învețe la orice vârstă. Și e inteligentă și am toată încrederea în ea. Româna e totuși o limbă grea. Și hindu. Bunica ei va fi permanent cu ea. Deja e pe calea de a-și face statutul de rezident permanent în Statele Unite. E văduvă? Ea a fost văduvă foarte devreme și a crescut doi băieți, unul de 10 ani și unul de 8 ani.
cu un ajutor din partea familiei, dar cu un mare efort al ei și i-a crescut impecabil. Amândoi sunt medici? Nu, celălalt e specialist în computer. Tot în America? Australia. În Australia, o mamă... cu copii în diverse puncte ale globului. Asta e epoca în care trăim. Da. Deci, în scenariul dumneavoastră optimist, nepoțica Perla o să se bucure de o lume mai cum? Net superioară lumii noastre. Nu cred că omenirea se va sfârși într-un cataclism și toate previziunile cataclismice sunt, după mine, la fel de exagerate ca cele care au prezis sfârșitul lumii la anul 1000. Deci sunteți un optimist. Da. Un naș încăpățânat, calm și optimist. Și optimist. N-ați avut momentul de regret că ați plecat niciodată, nicio secundă. Dorul nu v-a bântuit? Ba da. Și continuă, de-aia ne întoarcem mereu. Sunt trei lucruri, ca și motivele de plecare, sunt trei lucruri care mă leagă de România și nu s-au schimbat de-a lungul anilor. Inima, inima, inima. Amintirile, prietenii foarte apropiați și marea cultură română.